Salutare oameni buni, sunt Constantin Barbu și în această serie de tutoriale o să-ți prezint secretele de construcție și realizare a sertarelor pentru mobilier. Fie că vorbim despre proiectarea și asamblarea cutiilor, a boxurilor de sertar, fie că vorbim despre cotele necesare fronturilor acestora, sau despre dimensiunile de prindere a glisierelor pe modulele, pe corpurile de mobilier, toate aceste informații le veți găsi în materialele de față. Să începem! Așadar, o să-ți prezint cu lux de amănunte tehnicile, procedurile de construcție, asamblare, montaj, reglaje pentru cele mai întâlnite 6 tipuri de glisiere. Deci, vor fi descrise 6 sisteme diferite de deschidere pentru sertare. În episodul de față vom desluși misterul legat de cotele de trasare și montaj ale glisierelor pe corpurile de mobilier pentru fiecare din cele 6 tipuri de glisiere prezentate în acest proiect. De asemenea, vom vedea cum se asamblează accesoriile atât de necesare unei bune funcționări a sistemelor de sertare. Vei primi și informații legate de diferențele între cele 6 variante de kituri de sertare, costuri de achiziție ale acestor sisteme, secrete din această lume a mobilierului. Pentru a înțelege cât mai bine întreg procesul de integrare a sertarelor în cadrul mobilierului, te invit să vizionezi neapărat episodul anterior cu numărul 1, dar și cel viitor cu numărul 3. Pentru ambele îți las link în descriere. O să iau pe rând fiecare sistem în parte și voi prezenta toate detaliile necesare, cote, dimensiuni, specificații tehnice, astfel încât să alegi sertarele potrivite proiectului tău în cunoștință de cauză. Primul pe listă, sistemul tandem 19 mm. Este un kit de glisare ascuns ce se remarcă printr-o rulare ușoară și lină. Rolele cilindrice asigură o forță de frecare redusă și împiedică formarea șpanului metalic. Se prezintă într-o gamă largă de lungimi, de la 250 la 750 de mm și suportă o încărcătură maximă a sertarului de 30 de kg sau 50 de kg. Asigură o închidere lină și silențioasă. Are Blue Motion inclus. Blue Motion, adică amortizarea sertarului la închidere. Hei, oameni buni, iată-ne ajunși la capitolul cote de trasare și asamblarea glisierelor pe corpurile de mobilier pentru tandem 19 mm. Din manualul de lucru aflăm că montajul acestora pe orizontală se face având ca punct de plecare, ca și bază, muchia din față interioară a pereților lateral, cea din imagine. Această informație merită literalmente reținută. Din această zonă plecăm cu formulele de calcul. În fișa tehnică, muchia de bază este reprezentată de această linie verticală. Tot de aici aflăm că dacă trasăm la o distanță de 37 de mm, vom afla cota de fixare a glisierei pentru orificiul cu numărul 4. 1, 2, 3, 4. Fix aici. Deci, din muche, trasăm la 37 de mm și aici vom introduce primul holțșurub.
pe aceeași axă verticală ce o vom identifica imediat, voi mai înfileta minim 2-3 hold șuruburi în funcție de lungimea glisierei. Bun, am stabilit cum obținem dimensiunile de montaj pe orizontală. A sosit momentul să aflăm cum se trasează cotele de prindere pentru planul vertical, axele necesare. Nu este nimic complicat, credeți-mă, doar un pic de atenție și totul va fi clar. Legat de acest subiect, producătorul, prin fișa tehnică, ne transmite următoarele informații. Față de placa inferioară sau ultimul raft la care facem referință, prima glisieră se trasează la o distanță pe verticală de 37 de mm. Personal modific ușor această cotă și folosesc cifra rotundă 40 de mm. Avem posibilitatea să efectuăm aceste trasaje atunci când corpul este deja asamblat, montat, dar și înainte, atunci când avem pereții laterali prezenți pe bancul de lucru pentru a fi prelucrați. Acum știm cum se calculează cotele de montaj pentru sistemul de glisare în cazul în care avem un sertar. Dar ce te faci dacă suntem în ipostaza de față când avem două sau mai multe sertare? Vom proceda în felul următor. Cea mai simplă metodă de a afla cotele de trasare și de montaj a sistemelor de glisare atunci când avem două sau mai multe sertare este următoarea. Ne vom raporta direct la fronturile de sertar. Fie că ne aflăm în această ipostază atunci când frontul este aplicat peste placa inferioară sau peste raft în funcție de situație, fie că frontul are altă poziție, cum ar fi la interior față de pereții lateral, respectiv placa inferioară sau raft poliță, tragem o linie cu creionul fix deasupra primului front de sertar. Și din semnul tocmai obținut, cu ajutorul ruletei sau a altui instrument de măsurat, trasăm un nou semn 40 de mm mai sus. Mai avem de urmat doi pași simpli și sertarul va funcționa așa cum ne dorim, lin și silențios. Va fi gata, pregătit pentru depozitarea diferitelor obiecte și lucruri, dar și ideal pentru optimizarea spațiului avut la dispoziție. Mai întâi voi efectua două găuri cu burghiu de 6 mm în zona din spate a cutiei de sertar.
Aceste găuri sunt necesare pentru conexiunea dintre sistem și boxul de sertar. Glisierele vin din fabrică cu aceste proeminențe din imagine. Fix în dreptul lor voi pătrunde cu burghiul. O putem face în trei moduri. În prima variantă, presăm sertarul tocmai introdus cu mâna. Rezultatul va consta în două semne. Reprezentând centrele găurilor. A doua variantă este reprezentată de informațiile primite din manualul de lucru și nu în ultimul rând avem la îndemână șabloane speciale. Kitul, pe lângă cele două glisiere stânga-dreapta, are în componența sa și aceste două accesorii. Ele se mai numesc și cuplaje și rolul lor, așa cum le spune și numele, este acela de a îmbina, de a cupla cutia de sertar și sistemul de glisare. Se prind foarte simplu cu ajutorul holz șuruburilor de 3,5 x 16. Și, doamnelor și domnilor, am plăcerea să vă anunț că primul sistem de glisare, Tandem 19, a fost instalat cu succes. Kitul împreună cu sertarul, bineînțeles. Kitul de glisiere Tandem 19 mm cu extracție totală, lungime 500 de mm, le găsiți în magazine la un preț minim aproximativ de 135 de lei în luna martie 2022. Am rostit extracție totală pentru că există și varianta sistemului Tandem cu extracție parțială. Focusul meu se va muta acum pe acest tip de deschidere parțială a sertarelor. Principalul motiv pentru care am introdus acest model în prezentarea de față este costul de achiziție. Un set îl găsiți la un preț aproximativ de 70 de lei. Diferențele dintre cele două tipuri de kituri de glisare sunt următoare. Numărul 1 pe listă este reprezentat de cât se extind fiecare în momentul deschiderii, de unde și denumirea de extracție parțială și extracție totală. A doua diferență este legată de modul de construcție a glisierelor, cum bine se vede în imagini. Se observă clar cum glisierele Tandem cu extracție totală sunt mult mai robuste. În rest, aceleași proceduri de urmat ca și în cazul surorii mai mari, Tandem cu deschidere totală, avem aceleași dimensiuni de construcție ale sertarelor, aceleași cote de prindere ale glisierelor pe corpurile de mobilier, găsim amortizare inclusă, cuplaje. Cu numărul 3 pe listă avem sistemul tip ON. Este o variantă de deschidere la modă în trendul zilelor noastre, cea prin apăsare sau push to open. Acest tip ON este compatibil, se poate adapta atât glisierilor Tandem cu extracție totală, cât și celor cu extracție parțială, dar și sistemelor Movento sau Tandem Box, ale căror specificații tehnice și descrieri le vom descoperi în minutele următoare. În exemplul de față, tip ON este adaptat pe Tandem total.
De această dată avem de a face cu un set de accesorii, însă implementarea acestora se face destul de facil. La fel și în speța de față vom respecta aceleași proceduri de construcție și montaj prezentate anterior, cote, dimensiuni, tehnici. Costuri de achiziție, aproximativ 180 de lei pe fiecare sertar. Hei, dragi prieteni, iată ne ajungi la versiunea cu numărul 4 din acest tutorial și anume Movento. Reprezintă varianta premium a tandemului, este un upgrade atât din punct de vedere al glisării, cât și a deschiderii-închiderii și al stabilității. Suportă o încărcătură de maxim 70 de kg și o lățime a sertarului, atenție, de 1400 de mm. Wow! Mă ia amețeala efectiv de la aceste cifre. Pentru acest sistem de sertare, cotele de prindere ale glisierelor pe pereții lateral pe corpurile de mobilier rămân aceleași ca în cazul tandem, însă cuplajele au o altă formă. Acum, în episodul anterior cu numărul 1, când am prezentat cum se calculează cutiile de sertar, la formulele de calcul am introdus o informație eronată. Fapt pentru care îmi cer scuze. Pentru acest model Movento suntem obligați să folosim elemente de sertar de maxim 16 mm. Nu există posibilitatea de a utiliza materiale cu grosimi de 17, 18 sau 19 mm, așa cum am spus eu. Deci, pentru Movento, maxim 16 mm și formula de calcul pentru elementul cu numărul 2 arată cam așa. Din interiorul spațiului avut la dispoziție scădem 42 de mm. Astfel aflăm dimensiunea de construcție a acestei piese. Restul nu se modifică. Următorul produs, al cincilea, este reprezentat de Tandem Box Antaro. De asemenea, este un sistem profesional consacrat pe piața accesoriilor de mobilier. Ca și diferență notabilă, aș vrea să punctez faptul că lateralele boxului de data aceasta sunt metalice. În vederea asamblării sertarului, pe lângă cele două lateralele metalice, mai avem nevoie de alte două piese cu grosimea de 16 mm. Fund și spate. A și B. Vă reamintesc că lateralele metalice sunt disponibile în mai multe variante pe înălțime, cum ar fi de pildă N, M, K. La capitolul accesorii, ca element de noutate, avem longeroane. Aceste bare ce ne ajută la stabilizarea sertarului și la reglajele fronturilor. Longeroanele sunt absolut necesare atunci când înălțimea fronturilor depășește 150 de mm, când avem sertare mai înalt. Menționez și prezența acestor două cuplaje, de care mă voi ocupa în detaliu în episodul viitor.
Glisierele propriu-zise se montează pe corp la aceleași cote ca și în cazul primului tip de sertar prezentat în acest tutorial, tandem cu extracție parțială, deci la aceleași cote, la aceleași dimensiuni. Singura diferență este dată de faptul că aici primul hol șurub la 37 de milimetri din muche îl vom introduce în orificiul cu numărul 3, adică aici. Scurtă recapitulare. Până acum avem 3 tipuri principale de sisteme de glisare a sertarelor: tandem, movento și tandem box. În cazul primelor două, tandem și movento, există posibilitatea de a configura cu extracție parțială, cu extracție totală, cu tipon sau push to open prin apăsare și mai nou cu tipon cu Blue Motion și servo drive. Tandem box nu are varianta cu extracție parțială disponibilă, însă regăsim posibilitatea cu deschidere totală și putem alege, bineînțeles, tipon cu Blue Motion și servo drive. Ce înseamnă tipon cu Blue Motion? Haideți să descoperim. Dacă se dorește implementată varianta servo drive, aici vorbim de un modul electronic care acționează sertarul și, bineînțeles, de alte costuri, alt confort. Alexa, Kindergeschirr. Ok. Alexa, schließe Oberschrank. Okay. Hei, oameni buni, și revenind cu picioarele pe pământ, fac trecerea către kitul de glisare cu numărul 6. Încă din anul 2000, când am realizat primul meu sertar, m-am împrietenit cu această variantă. Vă fac cunoștință cu arhicunoscutele glisiere standard clasice. În imagine prind șinele aferente cutiei de sertar, stânga-dreapta. Aceste două glisiere prezente aici sunt aferente sertarului numărul 3, cel de jos, de la pardoseală. Cu el vom începe. Astfel, am reglat vinclul la 27 de milimetri. Aceasta este cota la care voi trasa pentru montajul primelor glisiere de jos. Acum voi regla vinclul la 37 de milimetri, astfel voi trasa o linie perpendiculară pe cele deja existente. O să vedeți imediat de ce fac acest lucru. Acum, la intersecția acestor două linii, repet, din partea inferioară 27, iar din partea frontală 37, voi introduce un orșurub în această gaură. Apropii glisiera pe zoom pentru a fi foarte sigur că m-am făcut înțeles. Aceasta este gaura unde voi introduce orșurubul pe intersecția acestor două linii. Reglez bormașina astfel încât șuruburile mele să nu se învârtă în gol și încep să realizez prinderea glisierei de peretele meu lateral cu introducerea primului orșurub fix la intersecția celor două linii de care v-am vorbit.
Pentru a afla la ce cotă vom prinde glisiera pentru cel de-al doilea sertar, cea mai simplă modalitate este următoarea. Dăm un semn aici unde se termină primul nostru front de sertar, da? Din acest semn, pentru a afla cota de prindere a glisierei pentru sertarul numărul 2, din această limită a frontului, a primului front, măsurăm 25 de mm mai sus sau o să trasez 25 de mm. Acest semn reprezintă cota de trasare pentru glisiera a sertarului numărul 2 fix în centrul ei. Aceeași tehnică se repetă și în cazul sertarului cu numărul 3, 4, 5 sau câte sertare are fiecare. Există niște amortizoare care se atașează acestui tip de rulare a sertarului. Am un clip care îți arată cum se montează aceste amortizoare. Îți las link în descriere. Pe acest canal de YouTube, reclamele nu sunt permise. Nu-mi doresc ca videoclipul să fie întrerupt de acestea. Astfel, fluxul de informații este continuu și tu poți reține cât mai multe detalii din subiectele de interes abordate. Rolul meu în acest proiect este să-ți prezint cât mai multe opțiuni, astfel încât să alegi în cunoștință de cauză ce este mai bun pentru casa ta. În episodul următor vei afla cum se montează fronturile de sertar prin mai multe metode, cum se reglează sertarele și detalii complete pentru a reuși cu ușurință să-ți realizezi propriile sertare pentru mobilierul casei tale. Eu sunt Constantin Barbu și dacă vrei să susții acest proiect, neapărat să lași un comentariu, un like, să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Până data viitoare, îți urez spor în toate!